Dragi prieteni, vă salut! Vă spun la mulți ani și un an nou fericit să avem cu toții! Astăzi, la Teorii Incredibile, vorbim despre excavări secrete în Antarctica pentru cele mai avansate tehnologii. Se pare că noi arme ies la iveală. Platforma de gheață a Antarcticii este destabilizată de artefacte ale unei antice rase extraterestre. În continuare vă prezint informații interesante, surprinzătoare, referitoare la Antarctica, din dezvăluirile lui Cory Good. Un efort multinațional de excavare a regiunilor cheie ale Antarcticii a avut loc cu puțin timp în urmă. Se căutau artefacte ale unei antice civilizații extraterestre înghețate, creată de refugiații ale acesteia ce destabilizează platourile de gheață masive ale continentului, potrivit informatorului din cadrul programului spațial secret Cory Good. Acesta a arătat că bazele militare secrete din Antarctica utilizează unele dintre aceste artefacte pentru dezvoltarea armelor, încălcând Tratatul Antarctic din 1959, care stipulează că resursele continentului vor fi utilizate numai în scopuri științifice. Dezvăluirea ruinelor din Antarctica este încă iminentă, raportează Cory Good, deoarece un număr de variabile cheie influențează momentul și cât de mult va fi dezvăluit lumii din descoperirile făcute, păstrând în același timp secretul cu privire la programele militare în curs de desfășurare pentru a înarma artefactele extraterestrilor, într-un briefing detaliat dat la 16 martie 2017, Cory Good a împărtășit detalii suplimentare despre civilizația preadamită, care completează datele pe care le-a scos înainte. Aceste informații nou au fost inițial programate pentru lansare într-un articol Endgame 3, ca o continuare a popularului articol Endgame 2 și video care s-a concentrat pe săpăturile secrete din Antarctica. Cory Good a spus că civilizația extraterestră, identificată de el ca preadamiți, a ajuns aici acum 55.000-60.000 de ani în urmă și a stabilit avamposturi peste tot în Antarctica, care are o masă a terenurilor de aproape două ori mai mare decât cea a Statelor Unite. Cory Good a descris pe preadamiți ca fiind înalți de aproximativ 3,6-4,2 metri, posedând cranii alungite. Acesta a descris de asemenea modul în care au creat o specie hibridă, Homo capensis, conform clasificării antropologice, care a devenit elita dominantă sau semizei în societățile antice din America de Sud, Asia și Europa. În cadrul briefului din 16 martie, Cory Good a explicat că preadamiții și-au stabilit principala tehnologie într-o și mai veche bază a rasei constructoare antice, care a inclus un dispozitiv Stargate sau gaură de vierme foarte asemănător celui descris în popularul film science fiction Stargate 1. Cory a spus că acest spectacol a fost un exemplu de dezvăluire ușoară în care Forța Aeriană a Statelor Unite a preluat conducerea în dezvăluirea elementelor cheie ale tehnologiilor dezvoltate de rasa constructoare antică, care a stabilit o rețea de deplasare în toată galaxia folosind găuri de vierme traversabile cu sute de milioane de ani în urmă, dacă nu chiar cu miliarde de ani în urmă. Când preadamiții au sosit pentru prima dată în Antarctica, ei și-au afirmat rapid controlul prin tehnologiile lor avansate în această zonă populată de așezările omenești de atunci. Cu ajutorul tehnologiilor medicale avansate, preadamiții au început apoi multe experimente genetice și au creat hibrizi care au devenit clasa slugă a lor. Cory Good a prezentat anterior descrierea corpurilor înghețate ale hibrizilor bioproiectați, Homo capensis, în timpul ultimei sale vizite în Antarctica, la începutul lunii ianuarie 2022. Cory Good a explicat că programele preadamite au întrerupt 22 de experimente genetice conduse de extraterestri cu aspect uman, stabiliți mai întâi cu 500.000 de ani în urmă. Într-un raport anterior, Cory Good a elaborat că o superfederație, care cuprinde între 40 și 60 dintre aceste rase, a stabilit programe concurente de inginerie genetică cu umanitatea de la suprafață. Acesta a descris de asemenea modul în care preadamiții s-au angajat în conflict cu extraterestrii cu aspect uman, care își desfășurau cele 22 de experimente genetice,
precum și reptilienii care acționează la fel pentru influența globală. Având în vedere faptul că preadamiții au stabilit o prezență fizică pe Pământ, acest lucru le-a dat un avantaj în stabilirea liniilor genealogice din America, Asia și Europa. În același timp, oamenii care au scăpat în interiorul Pământului pentru a evita catastrofele de la suprafață multiple, au monitorizat modul în care diferitele rase extraterestre s-au luptat una împotriva celeilalte pentru influență și putere asupra umanității de la suprafață, care se recupera încă din cauza catastrofelor globale. Una dintre rasele din Pământul interior, care se mândrește cu sângele lor pur uman, Anshar, a avut o legătură istorică cu așezările umane din Antarctica. Cu toate acestea, Anshar nu a cooperat cu preadamiții, deoarece i-a considerat sociopați în ceea ce privește tratamentul populației native din Antarctica și alte regiuni ale omenirii de suprafață, unde ei și-au stabilit colonii. Cory Good a spus că preadamiții tratau oamenii în antichitate într-o manieră similară cu modul în care oamenii moderni tratează câinii, în termeni de încrucișare pentru mai multe scopuri. Preadamiții, împreună cu reptilienii, au fost o mare problemă pentru întreaga omenire. Anșarii făceau parte dintr-o confederație a lumilor care căuta să facă lucrurile mai bune pe planetă, oferind cunoștințe și asistență tehnologică, așa cum sunt descrise în textele cunei forme sumeriene. Anunnaki, așa cum a descris și Zecharia Sitchin în seria Cronicile Pământului, i-a implicat pe Anshari și alte grupuri mondiale, potrivit surselor lui Cory Good. Pentru a clarifica acest punct, Cory Good adaugă: Anunnaki a fost un termen generic care însemna extratereștri sau cei care vin din ceruri. Această definiție va deranja unii oameni, așa că să fim conștienți, reptilienii, nordicii, Ebens și Anshari au interacționat cu sumerienii antici pentru a-i ajuta să-și recupereze civilizația după marea catastrofă care a distrus Atlantida. Anunnaki erau într-adevăr reptilieni, dar celelalte grupuri care au interacționat cu ei erau de asemenea menționate prin același nume. Cory Good a mai spus că un număr mic de preadamiți au supraviețuit catastrofei care a înghețat regiunile antarctice, mergând în interiorul camerelor de stază, localizate în cea mai mare dintre cele trei nave mamă. Aceste nave sunt lungi de multe mile și nu doar de 30 de mile, așa cum au fost raportate. Informațiile suplimentare furnizate de Cory Good sugerează că există multe riscuri în trezirea preadamiților care ar încerca probabil să-și reafirme autoritatea prin folosirea tehnologiilor avansate, inclusiv a tehnologiei rasei antice constructoare. Aici, Cory Good adaugă, grupurile care se ocupă de aceste locații excavate iau măsuri de precauție și anume pun mini-explozibili nucleari cu declanșatoare ale acestor ființe ce sunt în stază, în cazul în care aceste ființe devin ostile când se vor trezi. Pentru referință, a se vedea filmul Prometheus. Aceasta ne conduce direct la săpăturile secrete care se desfășoară în aceste momente în bazele și navele mamă preadamite. Cory Good a dezvăluit că săpăturile se petrec în mai multe locuri din Antarctica de către diferite națiuni, care în unele cazuri sunt în concurență directă pentru a obține cele mai avansate tehnologii. Scopul este de a dezvălui în cele din urmă unele dintre acestea, dar multe tehnologii, în special cele care sunt în mod clar extraterestre, nu vor fi eliberate, cel puțin pentru început. Acesta a spus că toate națiunile implicate în săpăturile din Antarctica sunt capabile să facă un anunț al dezvăluirii pe cont propriu, dar toți participă la negocieri pentru a face acest lucru într-un mod coordonat. Cory Good consideră că dezvăluirile din Antarctica vor începe în paralel cu arestarea și urmărirea penală a elitelor implicate în pedofilie, traficul de ființe umane și alte infracțiuni, care includ șantajul unor politicieni, academicieni, industriași și oficialități militare. El spune că acțiunea administrației Trump de a demite 46 de procurori districtuali
s-a datorat inacțiunii lor în avansarea cu astfel de urmăriri penale. În mod alternativ, rușii, chinezii sau națiunile mai mici ar putea începe anunțurile din Antarctica în cazul în care negocierile s-ar derula greoi și Statele Unite ale Americii nu ar avansa. Primele națiuni fac parte din ceea ce Cory Good descrie ca Alianța Pământului. Acest grup a crescut rapid în prim plan cu creșterea puterii economice din Asia, întrucât centrele de putere ale ocultei, Illuminati, din Europa și America de Nord continuă să scadă treptat. Acest lucru este cel mai bine ilustrat de o bătălie care a avut loc peste cerul Antarcticii la începutul anului 2016. A început atunci când navele în formă de lacrimă au ieșit din mare în zona platourilor de gheață Ross și au căutat să scape în spațiul adânc. Aceste nave au ieșit din bazele unui program corporatist spațial numit Conglomeratul Corporativ Interplanetar. Navele, la rândul lor, aparțineau ocultei, iluminaților, și sunt aliate cu un alt program numit Flota Întunecată. Ele au fost pline de elite globale care încercau să scape de haosul global anticipat, cauzat de viitoarele evenimente solare. Zeci de embarcațiuni de tip Delta au apărut brusc pe măsură ce navele Flotei Întunecate ale Ocultei au ajuns în atmosfera superioară. Navele în formă de lacrimă au fost grav avariate în luptă și au trebuit să se întoarcă la bazele lor antarctice. Cory Good a spus că embarcațiunile în formă de Delta au provocat daune mult mai mari decât se credea posibil prin embarcațiuni atât de mici. Cory Good a mai afirmat că singurul lucru cunoscut cu certitudine cu privire la embarcațiunile Delta a fost faptul că au fost construite folosind tehnologie pământeană, pe aceeași poziție cu cea posedată de Conglomeratul Corporativ Interplanetar. Această tehnologie a venit exclusiv din Rusia, China și din sindicatele asiatice aparținând Alianței Pământului. Astfel, bătălia a arătat că Alianța Pământului a reușit să pună capăt decalajului tehnologic cu cele mai avansate tehnologii spațiale recunoscute a exista. Pe o hartă a Antarcticii, Cory Good a marcat 6 baze aparținând conglomeratului corporatist interplanetar, unde a fost dus într-o vizită de către o navă spațială Anshar la începutul anului 2016. Cea mai mare dintre aceste baze este de mărimea unui mic oraș industrial și localizată lângă ruinele preadamite. Mai multe ruine, unele dintre ele scormonind din gheață, nu sunt prea departe de alte baze marcate de Cory Good. Cea mai mare parte a săpăturilor secrete se desfășoară în platoul de gheață Ross. Acest platou există mai degrabă pe pământ decât pe ocean, iar forarea se realizează prin proiecte de cercetare științifică mai convenționale, precum Andril. Cory a descris 2 procese care apar simultan și care au un efect puternic destabilizator asupra platourilor de gheață Ross și altor platouri de gheață de pe continent. Un proces folosește un fenomen natural care implică exploatarea unor canale geotermale puternice cauzate de activitatea vulcanică, adânc sub suprafața landului Antarcticii. Gurile de ventilație liberează cantități enorme de căldură, care sunt îndreptate spre topirea capacului de gheață, și formează caverne mari sub platoul de gheață. Acest lucru a dus la formarea tunelurilor geotermale până la suprafață. Unul dintre aceste tuneluri, cauzat de guri de aer geotermale care ajung la suprafață, este situat la aproximativ 8 km de polul sud. Același tunel, sau gaură, a fost remarcată de un ofițer anonim și de inginerul de zbor Brian, care a raportat pentru prima dată experiența lui Lindy Moulton Howe într-o scrisoare din 2 ianuarie 2015. Apoi a fost intervievat și a obținut mai multe informații despre experiențele sale din Antarctica. Pe scurt, el a descris că a zburat într-o misiune de salvare de la stația Davis spre Antarctica de vest, unde a depășit polul sud. El și colegii săi au asistat la o gaură mare în gheață, după cum a descris în scrisoarea sa originală, după cum urmează. O altă problemă unică cu stația South Pole este că aeronavelor noastre nu li s-a permis să zboare peste o anumită zonă desemnată la 8 km de stație.
motivul declarat din cauza unei tabere de eșantionare a aerului din acea zonă. Acest lucru nu a avut niciun sens pentru niciunul dintre cei din echipaj, deoarece în două ocazii diferite am zburat peste acest domeniu. Odată, datorită unei evacuări medicale a taberei australiene numită Davis Camp. A fost în partea opusă a continentului și a trebuit să alimentăm cu combustibil la Polul Sud și un curs direct în această tabără Davis a fost chiar peste stația de eșantionare a aerului. Singurul lucru pe care l-am văzut trecând peste această tabără era o gaură foarte mare care intra în gheață. Ai putea zbura cu un LC-130 în chestia asta, descria pilotul în scrisoare. Cory Good a spus că a văzut fundul aceleiași găuri când Anșarii l-au dus în Antarctica în ianuarie 2017. Celălalt proces care destabilizează platoul de gheață Ross este utilizarea furtunurilor de aburi sub presiuni mari pentru a ajunge la ruinele preadamite, Cory Good descrie. Ele sunt conectate la tancuri mari sub presiune, în care pungi mari de apă sunt lovite cu fascicule cu microunde, pentru a le provoca să explodeze în zone mari de deschidere a aburilor. S-au efectuat săpături fine, cu bărbații care dețineau furtune presurizate care trag cu aburi. Gheața topită face ca râurile să curgă sub platoul de gheață și să o lubrifieze, făcând să alunece și mai mult, precum și să producă prăbușirea din greutatea gheții deasupra, deoarece gheața se încălzește din activitatea geotermală. În plus, există săpături efectuate de alte națiuni de-a lungul Antarcticii, care, din nou, au un efect de destabilizare asupra tuturor platourilor de gheață din Antarctica. Practic, temperatura de bază a platourilor de gheață este în creștere, ducând la topirea gheții, și adăugarea la nămolul de apă rezultat, care acționează ca un lubrifiant pentru a se mișca aceste platouri de gheață. Potrivit oamenilor de știință, cercetarea cu proiectul Mandrill, Ross Ice Shelf, se mișcă cu 30 de centimetri pe zi. Acest lucru creează probleme când platoul se deplasează pe siturile de excavare preadamite, deoarece tunelurile create pentru a ajunge la acestea trebuie să fie prelungite în mod constant, pe măsură ce se mișcă platoul de gheață. Lui Cory Good s-a spus că anunțurile despre dezvăluire vor începe cu dezvăluirea despre săpăturile ruinelor preadamite de către oameni de știință, care au lucrat la săpături din 2002. În documentare vor fi prezentate numai elementele terestre ale civilizației preadamite, dovezile despre viața și tehnologia extraterestră fiind eliminate și vor fi păstrate în secret. Analiza Antarcticii trebuia să fie urmată de o inițiativă limitată de dezvăluire referitoare la programul secret spațial al Complexului Militar-Industrial, alcătuit din forțele aeriene ale Statelor Unite, Oficiul Național de Recunoaștere, Agenția Națională de Securitate și Agenția de Informații din Apărare. Cory Good a explicat de asemenea că un înalt oficial din cadrul programului spațial secret al Complexului Militar-Industrial, denumit Sigmund, suspectează acum că există un program spațial al US Navy și că dorește să descopere adevărul înainte ca inițiativa limitată de dezvăluire să avanseze. În consecință, deși există un ritm din ce în ce mai mare în spatele unei dezvăluiri limitate a săpăturilor din Antarctica, există și o incertitudine cu privire la modul în care va avea loc acest lucru. Va începe cu urmărirea penală a elitelor americane implicate în traficul de ființe umane, Alianța Pământului dezvăluind propriile descoperiri din Antarctica, sau vor avea loc unele evenimente neprogramate, cum ar fi platoul de gheață Ross, care se topește mult mai repede decât se anticipase, dezvăluind mai mult din misterele sale ascunse, implicând o civilizație preadamită? Cory Good a adăugat informații importante despre preadamiți și despre legătura lor cu Homo capensis. Dezvăluitorul care a lucrat la Banca Mondială, Karen Hoods, a identificat pentru prima dată acest grup ca pe o specie non-umană care exercită în mod secret o influență globală. Cory Good explică: recent am primit confirmarea că grupurile de ființe îndepărtate de grupul Pământului Interior
erau baze de date genetice foarte importante pentru hibrizii umani, preadamiți care controlează o mare parte a lumii prin religie, Vatican, și sistemul financiar, City of London. Karen Hoods a spus că știe despre o persoană cu craniul alungit din Londra. Elitele planificaseră să facă un anunț în viitor, că acești extraterestri erau zei sau semizei, iar noi trebuia să ne închinăm și să-i slujim. Ei aveau de gând să folosească grupurile genealogice pentru a-și dovedi originea și a configura și consolida acest sistem sclavagist. Cory Good mai atrage atenția asupra încălcărilor majore care apar în ceea ce privește tratatul asupra Antarcticii, care interzice înarmarea Antarcticii. Articolul 1 din tratat spune: Antarctica trebuie folosită numai în scopuri pașnice. Se interzic orice intenții de alianțe, orice măsuri de natură militară, cum ar fi înființarea de baze și fortificații militare, efectuarea unor manevre militare, precum și testarea oricărui tip de arme. În plus, Cory Good subliniază că instalațiile de cercetare și dezvoltare ale R&D, la fel ca proiectul Iceworm, sunt împotriva tratatului asupra Antarcticii, care prevede că niciun fel de arme nu va fi testat sau dezvoltat în Antarctica. De asemenea, de peste 50 de ani, American Shadow Government Groups a controlat o fostă bază nazistă pentru programul lor spațial secret și a transformat-o într-un port spațial important, care nu doar găzduiește nave spațiale avansate, ci și produce și repară anumite tipuri de nave. Aceste baze din Antarctica formează o versiune a zonei 51 din Nevada. În mod semnificativ, Lockheed Martin, aceeași corporație care a ajutat la înființarea zonei 51 ca o facilitate secretă de dezvoltare aerospațială la jumătatea anilor 1950, a primit în 2011 un contract de 2 miliarde de dolari pentru a gestiona operațiunile din Antarctica ale Fundației Naționale de Științe. Acest lucru sugerează că Lockheed Martin folosește contractul său de la National Science Foundation ca o acoperire pentru un program de dezvoltare a armelor aerospațiale extrem de clasificate și ilegale în zona 51 Antarcticii. Ceea ce dezvăluie Cory Good este într-adevăr o încălcare a tratatului asupra Antarcticii, care prevede, de asemenea, în articolul 10, fiecare dintre părțile contractante să se angajeze să depună eforturi corespunzătoare în conformitate cu Carta Organizației Națiunilor Unite, pentru ca nimeni să nu se angajeze în nicio activitate în Antarctica, contrar principiilor sau scopurilor prezentului tratat. Aici se face referire la dispozițiile din tratatul asupra Antarcticii, deoarece există o serie de grupări non-semnatare care operează baze militare în Antarctica. Cory Good explică: există o serie de alte aeroporturi spațiale în Antarctica care aparțin unor rămășițe ale naziștilor decăzuți, precum și grupuri non-terestre care au baze uriașe acolo. Nu este vorba doar despre reptilieni, așa cum s-a raportat în trecut. Reptilienii locuiesc în caverne gigantice în Antarctica de vest. Această situație creează în mod clar probleme, odată ce un grup, precum guvernul din umbră, cabala sau militarii, încep să coopereze cu una sau mai multe părți din afara tratatului care operează în Antarctica, în dezvoltarea de sisteme avansate de arme. Cory Good spune că dezvăluirea amplorii activităților militare în Antarctica va face unii oameni ai Alianței foarte fericiți și o mulțime de grupuri umane negative foarte îngrijorate. Aceasta este o încălcare majoră a acelui tratat care ar putea avea ramificații uriașe. Răspunsurile tipului de criză de tip rachetele cubaneze din anii 1960, de exemplu. Suntem deja în mijlocul unui război civil umbros, care este în pericol extrem de a deveni un război civil deschis, pe care unii intenționează să-l conducă într-un război mondial ca un ultim efort de depopulare a planetei și prin urmare să-și reafirme controlul asupra supraviețuitorilor. Grupurile negative nu au fost niciodată atât de aproape de înfrângere, mai spune Cory Good.
În încheiere, este important să subliniem faptul că săpăturile științifice în curs de desfășurare ale civilizației preadamite au implicații enorme asupra planetei. Artefactele extraterestre care includ preadamiți în camere de stază sunt foarte căutate de diferite grupuri. Unii vor să folosească aceste artefacte pentru a dezvălui o versiune sanitară a unei civilizații avansate umane care a fost înghețată în Antarctica, pentru a da naștere economiei mondiale și ar putea juca în mod evident o distragere a atenției de la anchetele penale viitoare. Alte grupuri, precum Guvernul din Umbră, doresc să obțină accesul la artefactele extraterestre pentru a crea o nouă religie mondială în care preadamiții sunt reînviați și chiar prezentați ca dumnezei care trebuie venerați. În cele din urmă există grupări militare care doresc să înarmeze artefactele extraterestre pentru a le folosi în programele spațiale în curs și pentru un avantaj decisiv în ceea ce privește un posibil viitor război mondial. În ciuda acestor situații controversate, este important să se concentreze atenția asupra celui mai bun rezultat posibil. Și, după cum spune Corey Good, grupurile negative nu au fost niciodată atât de aproape de înfrângere. Dragi prieteni, ce părere aveți despre aceste informații inedite? Aștept comentariile voastre, până atunci vă doresc numai bine. Pe curând!